Finala America Express 26 martie 2023. Duminică 26 martie, aflăm echipa câștigătoare. Au mai rămas doar câteva episoade din show-ul preferat al telespectatorilor. Iată când are loc finala America Express, drumul aurului și care este marele premiu. Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au părăsit competiția de pe drumul aurului, iar Cătălin Bordea și Nelu Cortea, dar și Andreea Bălan și Andreea Antonescu sunt echipele care se vor înfrunta în marea finală America Express de duminica aceasta. A fost seara decisivă la America Express, cu ultima eliminare înainte de marea finală a reality show-ului de pe 26 martie. Echipele au ajuns în sfârșit în Cartagena. Destinația finală de pe drumul aurului cele două curse din ediția de ieri le-au adus concurenților probe extrem de solicitante fizic, tricicletele aparte, emblema orășelului columbian Calamar, dovedindu-se un mijloc de transport epuizant pentru cele trei echipe. Nici căratul fructelor în boluri purtate pe cap, asemeni femeilor din comunitatea afrocolumbiană, nu a fost o probă ușoară, Doina Teodor întâmpinând cele mai mari dificultăți la această misiune, presiunea întrecerilor a fost cu atât mai mare cu cât Irina Fodor a complicat competiția, punând în joc cutiile rezervate echipelor ajunse pe ultimul loc la cursele de dinaintea marii finale. Dacă unul dintre cufere a ajuns în posesia lui Cătălin Bordea și Nelu Cortea. Celelalte două au revenit echipei alcătuite din Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru. Aceștia din urmă au fost cei care și-au încheiat ieri aventura pe drumul aurului, totemul roșu eliminator aflându-se într-unul dintre cuferele lor. Singura echipă care nu a luat nicio cutie a fost cea alcătuită din Andreea Bălan și Andreea Antonescu, fetele intrând în marea finală fără emoții la momentul deschiderii cuferelor după un traseu de 7.000 de kilometri prin inima Americii Centrale și de Sud, finaliștii sunt pregătiți să cucerească El Dorado și să-și adauge în palmares titlul de câștigători al celui mai dur reality show din România. Cătălin Bordea și Nelu Cortea Dar și Andreea Bălan și Andreea Antonescu sunt echipele care se vor înfrunta în Marea Finală America Express, difuzată de Antena 1 duminică, 26 martie, de la ora ora 20. Marea finală America Express se difuzează duminică, 26 martie 2023, pe antena 1 și pe antena PLAY. Două echipe vor concura pentru marele premiu în valoare de 30.000 de euro, dar și pentru titlul de câștigători America Express Drumul Aurului. 18 concurenți și-au depășit limitele și au avut parte de experiența vieții lor în show-ul de la antena 1. După o febrilă căutare a totemurilor de aur. Cursa a purtat echipele la Marea Caraibilor, în ediția America Express de aseară, care a fost lider de audiență. Fiecare doradogăsit s sau obținut la misiuni de către echipe va cântări mult la careul ediției din această seară, când se face bilanțul comorilor strânse. Perechea cu cele mai multe totemuri adunate se va bucura de imunitate, iar celelalte trei echipe se vor întrece într-o cursă unică, în mijlocul deșertului, pentru locurile din finală. Ieri cele patru echipe rămase pe drumul aurului s-au întrecut în două curse cu mize grele. Prima a fost pentru calificarea la jocul de amuletă, câștigătorii fiind Jean și Dinu Gavril. Cea de-a două cursă a fost una definitorie pentru bilanțul comorilor care urmează la careul din această seară. Astfel, în această întrecere, echipele au avut ultimele ocazii de a mai strânge Dorados, totemurile de aur pe care Irina Fodor le introdus în competiție la începutul acestei etape.